Salutare, bă, conacilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi filmăm Blanao cu nimeni altul decât vocea YouTube-ului. Astăzi facem o reacție frumoasă la Felix Barosanul. Pentru cine nu știe, este noul Alin Barosanu. Nu uitați să ne căutați pe Instagram la Conacu Gaming și Daniel Cos Music. Dacă facem 1000 de lichene, o să facem încă o reacție. Poate cu același om sau poate cu altcineva. A few moments later. Bă, l-a tras de urechi, cred că. Ai băgat mi-aș pula în tine. Pula în tine? Băi, ce a zis? În tine m-a zis. Bă, a zis în tine, ești nesimțit. Da, că nu mori. Hai să vedem dacă mori fără telefon azi. Uite-te, bă, cum faci așa. Uite-te, bă, frasul, cum l-a luat aripă. Uite-te. Bă, mor. Uite-te, uite-te la frasul. Uite-te, uite-te la frasul. Uite-te la frasul. Fii atent. Cum îl ia. Ia uite-l. Opa. N-ai mă cum. Ia. Iată că trage la alb, fii atent, ia. Ce-i mamă, ce-i? Ce-i mamă, ce-i? Vrei să te pui cu mine? În spata lui Zoro. Da, mi-ai muie. El își răspunde, nu, mamă. Da, a zis el? Bă, dar cum zice? Ce-ai mamă, ce-ai? Felix, ce-ai mamă, ce-ai? Hai mamă, ce-ai? Mamă, cum râd cu ochii ăștia mici că-s cechinez. Cechinez. Te închid în dormitor, da? Mamă, hai, eu nu vreau cereale. Mami, vreau dulce. Asta aveți, asta aveți. Nu-mi place, vreau dulce. Că le pune păsat să moară familia mea. Mare terci. Mama, da, pe lângă, da, pe lângă. Păi altceva nu vreau. Dulce. Nu, dulce nu primiți. Vreau dulce. A, da, pe lângă, măi, uite. Ai, cereale cu lapte, mă. Da, mă, cereale cu lapte. E clar. Nu ai voie, trece aici, acolo frumos. Bă! Felix, nu! Senzația tot. A, bă, bă, pe bune acum, e regizare, adică se vede clar în pana mea că e regizare, știi, nu? Turor a fost că Felix urma să o și bată pe mama lui, dar s-a abținut datorită camerelor de filmat. Oricum, cerealele ajung în toaletă așa cum a decis el. Atunci nu mai primiți nimic, a, da? Ba nu, nu o să primiți nimic pentru ce ați făcut. Un gând ne tot dă târcoale încă de ieri. Tatăl copiilor s-a sustras convenabil în zilele de filmare și suntem siguri că ar fi fost de un real ajutor în disciplinarea băieților. Felix, ai ceva nu primiți până la... Nu! Nu, nu aveți voie, nu aveți... Băi, dar eu înțeleg o chestie, fii atent, aici se vede regizarea proastă, știi? Ia măsa, ia uite, măsa vine din spate, da? Ei deja sunt cu prăjiturile pe masă, dar niciunul nu mănâncă, o așteaptă pe măsa, știi? O așteaptă pe măsa să vină, păi eu băgam, așa făcea niște de bun. Ai ceva nu primiți, uite, ia. Nu! Uite, ăsta micu a luat o gură, știi? Nu aveți voie, nu aveți voie să mâncați. Mă duc cu ele la vecină că nu aveți voie. A început că ăla, bă, l-ai văzut? Mă duc cu ele la vecină. Vin după tine. Nu aveți voie. Nu aveți. Nu le arunca. Nu le arunca. Nu, nu, nu. Nu aveți voie nici să gustați. Din 3 în 3 ore. Nu, nu ți-l dau. Deci dăm te rog frumos. Îi ia mărumă? Da, bro, adică e vitamină, nu. Dăm te rog frumos mărumă. Nu ai voie. Nu vedem. Nu îl da, bă. Bă, nu îl da. Brasul, da, e. Bă, nu. Mă, nu, că dacă nu zice el, frate, știi. Ia, fă, mărul, du-te. Ia-te un pic înapoi. Deci nu ai voie. Mi-a făcut stomacul. E fenomenal. Nu ai voie. Nu ai voie. Telefonul nu-l mai primești azi. Deci nu-l mai primești. Ai, Beli, carici. Gata, la revedere. Bă, tu nu zici nimic, muistule, cu camera ăla. La cameraman, așa. La revedere cu telefonul. S-a întors lumea cu fundul în sus.
Felix o spune lui tata. Azi ești pedepsit! Azi ești pedepsit! What? Băga mea și pula în iată masă cu ai. Dă-mi telefonul! Nu-l vezi! Dă-mi telefonul! Deci azi nu vezi telefonul, gata, ești pedepsit! Pentru că ai mâncat! Tu îți dai seama cum face asta dacă pierde la CS? Pune birou invers, ești nebun! Ce ți-am explicat eu? Ți-am spus să nu mai iei mănânci? Dă-mi telefonul! Deci te-am spus... Ți-am spus să nu mănânci? Dă-mi telefonul, nu-l vezi azi. Dă-mi telefonul! Ia numărul ăla. Opa, că a făcut alianță, ești de bun? Clanul vecin. Ia. Cine i-a luat mărul? Dă-mi mărul, mă! Nu, dă-mi telefonul. Bă, tu ai auzit cum i-a zis? Da. Cum? Dă-mi mărul încoa. Dă-mi mărul morții mătii de prost. Lu' frasă. Nu, asta, asta. Nu cred. Dă-mi mărul mătii de prost. Ești pedepsit, mamă, ți-am explicat. Se putea ca mai un haosul cu mere să fie acolo mai mare, mea pe masă. Desigur, Carol devine jucător activ și fură mărul lui Felix. Mamă, cum îl cheamă pe ăsta, Carol? Caroli! Mamă, îi dă bucăți. Felix, iar de pedepsit. Mamă, cum s-a aruncat. Ai și în jur. Uite-l cum s-aruncă, băi. Uite cum l-a luat. Mamă, ce mers, ce fugă. Fii atent aici, băi. Deci că-i tal pe iute. Dar uite-te cum s-aruncă el în canapea ăsta. L-am văzut, bro, am văzut. Ia uite-l. Ia. Ei, fără, ai și înjurat. Și uite la ce s-a ajuns. La înjurături care sunt la ordinea. Telefonul. Deci slobos la gură, ceea ce mie îmi spune. Ce-a zis? Sunt slobos la gură. Slobos la gură și slobos, băi, slobos. Se înjură și se înjură. Că nu fură? Din plin. Îmi dai telefon. Îți aplic o pedeapsă și mai mă. Te închid în cameră. Fără televizor, fără nimic. Deci te pedepsesc. Asta-i pedeapsa ta, ți-am luat telefonul. Azi nu primești telefonul. Asta e bipolar cu aia. Nu mai. E bipolar. Păi acum e tare în gură, fuge, aleargă, dă bucăți, face de toate. Și acum e gata, îl ia de mănuță. Nu îl primești azi. Ia, Doamnelor și domnilor, lobanel. Până la urmă, acest mic dejun nenorocit s-a transformat în lupte greco-romane. E care pe care. Tentativa Dorinei de a pune lucrurile sub control a declanșat o adevărată revoltă. Anii de râzgâială și absența educației elementare își arată colții și pumnii. La modul concret, este vorba de lipsa celor 7 ani de acasă. Bă, zici că e băgat în decor, ia uite-l! Uite-te aici să vezi dacă le cunoști. Pumni. Așa, ia uite-l! Zici că este așa din cadru, vezi cu roșu ăla? Da, mă, dar eram îmbrăcat în roșu. Mi-am dat seama la început, la adică am vrut concret, să zic, bă, dar uite cum e îmbrăcat ăsta, exact cum e în pătrie. Eu uite-l pe ăla pe sus. Telefonul! Te rog, pedepsit asta, da? Pe ăsta grecu. Bă, lasă-o! Nu ai voie să ieși afară. Nu-i voie. Dar nu chiar nu mai vreau. Tăliște-te. Lasă-mă. Deci te potolești. Bă, mâncați și gura ta, îi dădeam o bătaie până zăcea, mă, ești nebun. Păi ești nebun? Bă, îi dădeam bătaie ca la urși. Păi, îi dai telefonul. Mulțumesc. Măi, copilule, tu nu înțelegi că ești pedepsit? Da. Autoritatea mamei este zero. Și bro, nu cred că tata este de mare folos. Dă-mi telefonul, te rog frumos. Bă, mamă. Nu dau nimic. Măi, tu nu înțelegi. Este, băi, ia pune pauză, mă, ăsta pare vagabond ăla, știi? Da, mă, știi, ăsta e genul domn, ăsta e genul ăla domn, de bagă 23 la aparate, scoate un milion, știi? Asta a fost pedeapsa ta. Tu trebuie să te supui. N-ai încotro. Dă-mi el, că altfel mă împuri și ți-l sparg. Da, mi-l sparg. Deci ți-l sparg, dacă nu mi-l... Nu cred. Deci ți-l sparg? Eu mă uit la priza asta aici. E un real succes, ești de bun. Și așa ajung ăștia mici și bag degetele, gata. Dar sunt... Nu, mă, e toată bucătăria e fashion. Priza aia... Da. Acolo părea o ceva... Ăsta e doctorul Andrei, mă. Bătaie, circ, orice, numai masă nu... Bă, doamne, nu mi-l dă bani de proastă! Mamă, când telefonul te rog. Nu vreau! Bă, dar de ce nu-i dă, mă, două bucăți, mă, frate?
Da, bre, e o emisiune. Da, telefon, dacă eram așa, așa? Nu cred că ar fi făcut ceva. Zici și fără. Că nu mori. Hai să vedem dacă mori fără telefon azi. Uite ce fac eu. Da, mai fost asta. Băi, n-am mai fost asta. Ce, mamă, ce? Ce, mamă, ce? Felix! 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 Să ajungă în stradă, cealaltă complet nesupravegheată în casă, în urmă, Carol G. Ușa e deschisă, vraiște. Deci, despre ce vorbim aici? Ce te nemulțumește? Ia spune-mi. În primul rând, tu îmi dai... Tu îmi dai banană, c***e banană. Păi, mama, așa ce, e... Ce ai zis, mă? Oh, stai că și ăsta e un pic de pui de Felix. În primul rând tu îmi dai... Banană, mă cac pe banană sau mă căcat de banană. Ce, așa e... Și al doilea rând îmi dai o mână. Tu nu vrei să fii sănătos, mamă? Bă, este mă așa, a trecut de la 1 la 3? Păi o să trebuiască să te îndesc cu el, că el e sănătos, mamă. Nu vrei să fii sănătos, Carol? Îți place să fii așa gras? Lasă-mă! Îți place să spună copiii la școală că ești gras? Gras cu un pasul. Păi după ce, dacă mi-ai zis că e gras, da? Sau o să te... Cât de curând o să te... O să te strige grasul? Vrei asta? Ia spune! Și atunci, de ce reacționezi așa, Carol? Rinei se apropie de final. Sau, cel puțin, așa și-ar dori Carol. Începe și asta. Du-te! Mă duc, dar tu te... Nu. Nu, eu mă, bă, ia fi atent aici, oricât de mult ar regiza-o ei, să vede că ăsta micul e... E puiul mamei, mă, și ea, păi iau, mă vede și un pic râsul când îl vede și pe el, că, na, l-a pus și pe ăsta. Dă-i și tu așa două bucăți. A, uite-o pe ea, mă. Deci mă duc, dar tu stai acolo. Stai aici, te rog frumos. Aici, nu te miști de aici. Mamă, le dădeam bătaie, îi băteam cu rândul, ești nebun? Eu fac regulă aici, ai înțeles? Stai acolo și nu te miști de acolo. Dă cu milă, mă, ăsta dă cu milă, mă. Ai înțeles? Da, a picat. Gata. Uite-l pe ăla, ce faci acolo? Uite-l pe ăla, nu te miști de acolo, am spus. Am spus. I-a dat cineva mesaj pe Instagram. 5 minute aici stai. Ai înțeles? De aia, că așa vreau eu. Vai să stai. Când spui unui copil, faci cu tare lucru pentru că așa vreau eu. De ce am bătrânit asta, ești nebun? Este atât de autoritar, de autoc. Eu cred că există posibilitatea ca asta să mă fi bătut și pe mine când eram mic. Zici? Nu știu. Nu știu. Da. Încât copilul se uită la tine și refuză oricât super de rezonabilă nanic, este cererea ta. Da, super neni, schimb de mame, schimb de case, schimb de poduri, schimbăm țări, pula mea de toate. Să intri într-un conflict de putere, într-o luptă pentru putere cu propriul copil. Acolo, ce, 7 ani de masă? Asta o să facă în curând, bă, d-aia, cum zice, o să facă emisiune cu Moș. Da... Terminat e și tu. Ce dat în fața lor că... N-am, da. Am zis că nu s-a spus. Așa l-a luat și pe tata aia, Dumnezeu să-l ierte. Și asta și zic că ai... Nu mai zi de-astea. Două săptămâni l-a mai ținut. Să le dau și o felie de măr măcar. Și bineînțeles că nu m-am ales cu nimic, niciun rezultat. Deci a făcut ce a vrut el. Deci au... Da, bună, okay. E foarte bună. Stai că mănâncă ciorbă. E bună. E bună. Uite-l pe ăla. E bună, băi. Bă, e bună. Carol, ia uite ce frumos. E viu cu ăla asta. Pare la tapă bine. Îți plac, mă, legumele, îți plac? Eu l-am plăcut, dar tapă masă. Hai, fii, nu să mănânc ca să slăbesc. E timpul ca să mănânc, ca să slăbesc. Bă, vere, mai înainte ce ai făcut, mă, nene? Carol. E foarte bună și te și încălzește. Hai, mamă, mănâncă, mamă. E foarte bună. Carol, dacă nu mănânci, să știi că... Ia uite-ți! Mi-a rămas aia că... N-ai mă cum să dai cu ei. I-a rămas dinții pe farfurie. I-a rămas așa legumele într-o buză. Carol, dacă nu mănânci, să știi că... Ia uite, vei? Ai văzut? Zici că sunt doi dinți de vampir. Tarei! N-ai mă cum să dai. Vai de cap, dar să calmăm o să calmăm. Seara asta gata, numai pe asta e ultima masă, trebuie să o mâncăm toată. Că altfel te culi ne mâncăm. Eu am fost Conacu, el a fost Daniel Cos. Nu uitați să ne urmăriți pe Instagram. Dacă v-a plăcut reacția noastră și vreți să mai vedeți încă o reacție,
cu Daniel Cos, le ținem descriere acolo. Bă, eu știu că zic mereu descriere. Eu acum am dat seama, de 4 clipuri zic descriere, dar e de fapt comentarii. În secțiunea de comentarii. Scrieți-ne în secțiunea de comentarii acolo, dacă mai vreți cu Cos sau dacă vreți și cu altcineva. 1000 de likes, facem următoarea reacție. Vă pupă, fratele. Pa.